Evanghelia după Ioan, capitolul 21, primele 14 versete, pagina Bibliei 1054. De asemenea, cred că putem să urmărim pe ecran aici, pe ecranul computerului. După aceea Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiadei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma, zis Geamă, Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei, și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis: mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, i-au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața, Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copiii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns: nu. El a zis: aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Au aruncat-o, deci, și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru: este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins, căci era dezbrăcat, și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu pește, pentru că nu erau departe de țărm decât ca la 200 de coți. Când s-au pogorât la țărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis: aduceți din pește pe care ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corobioară și a tras mreaja la țărm, plină cu 153 de pești mari. Și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și niciunul din ucenici nu cutezau să-l întrebe: cine ești? Că știau că este Domnul. Iisus a apropiat, a luat pâinea și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când s-a arătat Iisus ucenicilor săi după ce înviase din morți. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, suntem în această atmosferă de Paște, mai precis, atmosfera sărbătorii învierii din morți a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pentru noi cei ce locuim în vest, astăzi este așa zisa Duminica Tomii. Pentru creștinătatea ortodoxă, pentru credincioșii pentecostali din România și celelalte mișcări evanghelice, astăzi este sărbătoarea propriu-zisă a Paștelor, a învierii din morți a Mântuitorului Iisus Hristos. Fiind din această atmosferă, continuăm să învățăm cuvântul Domnului legat de învierea din morți a Mântuitorului Iisus Hristos. Cum s-a produs acest eveniment supranatural? Ce ne învață acest eveniment supranatural și cum folosește Iisus Hristos arătarea sa pentru a-și determina apostolii și pe noi în aceste timpuri din urmă, ca să ne apropiem mai mult de El și să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu. Am ales pasajul acesta pentru că, de fapt, ca și orice pasaj din Biblie, este un pasaj foarte, foarte bogat. Este puterea lui Dumnezeu, puterea Duhului Sfânt, puterea lui Iisus Hristos de a concentra în porțiuni mici de Scriptură adâncimi inepuizabile. Sunt câteva lucruri, cel puțin 5 în pasajul acesta, care mi-au reținut atenția și pe care le voi împărtăși cu dumneavoastră în această dimineață. Primul este pescuirea propriu-zisă, versetele 1 la 2. Al doilea, aruncarea mrejei la dreapta, versetul 6. Al treilea este pescuirea minunată, tot versetul 6. Al patrulea, cuvintele lui Ioan, este Domnul, versetul 7. Și apoi al cincelea pe care îl menționez este jarul de cărbuni, versetul 9. Aceste lucruri menționate în acest pasaj, după cum vom vedea pe parcursul mesajului meu, sunt folosite intenționat de Mântuitorul Iisus Hristos cu un scop fundamental: de a-l schimba pe Petru. Dacă vă aduceți aminte, la prima întâlnire a lui Iisus Hristos cu Petru, așa cum spune Ioan 1 cu 42,
Iisus s-a uitat la el și pentru că Iisus vede ce poți să ajungi și ce poți să ajung, ce poate să facă din tine și din mine, i-a spus acestui bărbat: tu ești Simon, fiul lui Iona. De aici încolo te vei chema Chifa, adică Petru. Trecuseră aproape 3 ani și jumătate de atunci, dar Simon n-a devenit Petru. El a fost tot Simon, tot un om slab. Căci iată, a avut loc arestarea Mântuitorului Iisus Hristos și înainte de această arestare, cel ce a făcut zgomotul cel mai mare, dacă vreți, că el stă în picioare în orice încercare și îl apără pe Domnul său până la moarte, a fost Apostolul Petru. Însă Apostolul Petru n-a dat dovadă de tărie despre care vorbea, pentru că el este cel ce se leapădă amarnic de Mântuitorul său. Și atunci a venit vremea, așa cum s-a rugat Mântuitorul Iisus Hristos, să îl determine pe Petru să se întoarcă înapoi la credință, să se întoarcă din căderea lui, să se pocăiască și să poată să facă din Petru exact ceea ce Domnul a promis, o piatră în credință, un reper în credință. Mesajul meu se va intitula în această dimineață Amintiri care transformă. Amintiri care transformă. Când Domnul Iisus Hristos ne pune în fața unor amintiri, nu face lucrul acesta ca să ne umilească. Amintirile pe care îi le aduce lui Petru în față nu sunt cele mai plăcute, după cum veți vedea. Însă este extraordinară lucrarea pe care o face Mântuitorul în această minune cu elementele pe care le introduce ca să-i amintească lui Petru cine este și ce ar trebui el să fie. Și în primul rând, amintirea propriei mărturisiri. Amintirea propriei mărturisiri. Ioan 21:6 spune cuvântul Domnului așa: el le-a zis: aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi pește. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Iar în Luca 5:8 cuvântul spune așa: când a văzut Simon Petru lucrul acesta, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și i-a zis: Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Deci fenomenul în sine s-a mai întâmplat odată. Și Mântuitorul Iisus Hristos l-a inclus în această minune intenționat să vadă aceleași lucruri și aceleași detalii pe care Petru le-a avut în 3 ani și jumătate în umblarea cu Iisus Hristos în procesul de a deveni o stâncă în credință. Dar cum spuneam, Petru încă nu s-a schimbat, pentru încă nu s-a transformat. Și de aceea, acum Iisus Hristos îi aduce în 5 aspecte toată istoria în față, pentru ca acest om să vadă ce s-a întâmplat cu el și să vadă unde trebuie să ajungă. Primul lucru pe care Mântuitorul Iisus Hristos vrea să îl spună lui Petru este acesta: cine se apropie de Dumnezeu și cine rostește numele lui Dumnezeu trebuie să se ferească de fără de lege. 2 Timotei 2:19. Când Petru l-a văzut minunea, deci când Petru a văzut minunea pe care a făcut-o Mântuitorul Iisus Hristos în prima minune din Luca 5, a căzut în fața lui Iisus Hristos și a spus: Doamne, pleacă de la mine că sunt păcătos. Dar Petru a rămas într-un fel păcătos. Ei, când vede a doua minune, Iisus Hristos vrea să-i sugereze lui Petru în felul următor: Petru, trebuie să știi un lucru. Legea lui Dumnezeu este acesta: cine rostește numele lui Dumnezeu să se ferească de fără de lege. Te-am pus din nou în fața acestei situații ca să înveți adevărul acesta. Nu mai ai voie și nu mai ai dreptul de aici încolo să cazi în aceleași greșeli în care ai căzut. Apoi este al doilea aspect. Cuvântul Domnului spune că atunci când Petru l-a văzut, s-a aruncat în apă, a pus haina pe el. Pentru că Iisus Hristos vrea să-i sugereze lui Petru prin această minune: pune-ți haina pe tine și îmbracă-te. Rupe-o cu păgânătate, pentru că o lege nouă este legea pe care Dumnezeu o pune în aplicare din momentul acesta. Nu numai este legea de a-i rosti numele Lui Dumnezeu și de a face ce vrea. Este o lege nouă. Și legea nouă pe care Dumnezeu ți-o cere ție și mie atunci când ne aduce aminte: uite din ce te-am scos, prin ce ai trecut, cum te-ai purtat și uite ce har îți dau eu. Legea cea nouă este cea pe care Apostolul Pavel ne spune prin Duhul Domnului în Tit 2:11-13. Dar harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață ce să facem. Să o rupem cu păgânătatea. Să umblăm cu dreptate, să rupem cu poftele lumești, să trăim cu evlavie,
Și să trăim într-o așteptare a fericitei noastre speranțe, care este arătarea Domnului nostru Iisus Hristos la răpirea bisericii. Petru a eșuat tocmai în această lucrare. Și de aceea Iisus Hristos îl pune în fața unui eveniment care a avut loc odată în viața lui, dar care se repetă, pentru că prin acest eveniment se deschide mintea lui Petru. Eu ți-am promis că te schimb. Uite prin ce te-am trecut și cum nu te-ai schimbat. De aici încolo nu mai poți merge în aceeași linie în care te-ai dus, în aceeași atmosferă în care ai umblat. Amintirea propriei mărturisiri îl determină acum pe Petru să spună: am rostit numele lui Dumnezeu, mă feresc de fără de lege și mă îmbrac în legea cea nouă, pentru că de aici încolo trebuie să umblu cu dreptate, cu credincioșie, cu evlavie. În al doilea rând, amintirea propriei experiențe cu el. O repetă Mântuitorul Iisus Hristos aici la Marea Tiberiadei. Ioan 21:7. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru: este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul, și-a pus haina pe el și s-a încins, căci era dezbrăcat, și s-a aruncat în mare. Dar uitați-vă în Matei 14:30. Dar când a văzut Petru că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat: Doamne, scapă-mă! Doamne, scapă-mă! Mântuitorul Iisus Hristos l-a pus pe Petru din nou într-o altă circumstanță. Deci în minunea aceasta pe care o face, îi activează memoria să vadă o altă circumstanță. Prima, îi aduce aminte, a fost circumstanța în care Petru era pe mare. Circumstanța în care Petru era pe mare și în valuri. Și acolo pe mare și în valuri, apostolul Petru a strigat la Mântuitorul Iisus Hristos: Doamne, scapă-mă! Doamne, ai milă de mine! Și Mântuitorul Iisus Hristos l-a scăpat, l-a izbăvit și Petru a putut să umble cu Iisus Hristos pe valuri. Dar apostolul Petru trebuia să se încingă pentru bătălia vieții. Trebuia să se încingă pentru ceea ce îi stătea în față de aici încolo. Și de aceea cuvântul Domnului spune aici că și-a pus haina pe el și s-a aruncat în mare. În viață nu poți să umbli dezbrăcat de puterea lui Iisus Hristos. În relația noastră cu Dumnezeu nu putem umbla dezbrăcați de puterea pe care Dumnezeu o dă celor ce se încrede în El. Și uitați-vă în cuvântul Domnului. Pune haina care încă mai ai pe tine. Dacă ai puțină credință, pentru că mulți spun: eu nu pot să fac nimic pentru că nu mai am nimic, nu sunt chemat la nimic, nu știu să fac nimic. Dacă ai puțină credință, Matei 14:31, Iisus Hristos spune: puțin credinciosule, de ce te-ai îndoit? Lui Petru i-a vorbit. Cu puțină credință pe care o ai, poți să mergi înaintea lui Dumnezeu și, bineînțeles, trebuie să te rogi să crești în credință. Dacă ai puțină putere, Apocalipsa 3:8, cuvântul Domnului spune: știu că ai puțină putere, nu mai pun peste tine alte sarcine, dar folosește puterea puțină pe care o ai. Îmbracă-te cu această putere. Dacă trebuie să te zmerești înaintea lui Dumnezeu ca și Ahab, vă aduceți aminte? A pus sac pe el, s-a îmbrăcat cu ce a știut mai bine, ca să se zmerească. Și pentru faptul că s-a zmerit înaintea lui Dumnezeu, potrivit 1 Împărați 21:27-29, Dumnezeu a avut grijă de Ahab, a avut milă de Ahab și de casa lui. În toate lucrurile, în toate elementele pe care Mântuitorul Iisus Hristos le aduce în această minune de pe Marea Tiberiadei, are în vedere tocmai acest lucru, al transformării, al îmbrăcării cu putere a lui Petru, al facerii lui exact ceea ce Domnul i-a promis, o piatră. Dar toate, dacă vă uitați bine, toate detaliile sunt de natură să-i stârnească lui Petru conștiința. Și în această dimineață aici în Biserica Emanuel, cuvântul Domnului trebuie să-ți aducă și ție aminte și conștiința ta trebuie să lucreze când ești pus în fața istoriei prin care ai trecut. Dumnezeu are puterea aceasta să pună filmul vieții în fața ta, pentru că uitându-te prin ce ai trecut și ce trebuia să faci la un moment dat sau ce trebuia să fac la un moment dat și n-am făcut, schimbarea să se producă de astăzi încolo. Să devenim și noi niște pietre în credință. Pentru că așa spune Sfânta Scriptură: voi sunteți niște pietre vii. Nu putem să rămânem numai ceea ce am fost în momentul în care ne-am întâlnit cu Dumnezeu. Noi trebuie să fim niște pietre vii, niște oameni maturi în credință. Și Dumnezeu ne pune în circumstanțe și ne pune în situații în care să putem să ne dăm seama de lucrul acesta. Al treilea este amintirea propriei căderi, dacă ne uităm în pasajul nostru. Amintirea propriei căderi. Ioan 21:9. Când s-a pogorât pe țărm, a văzut acolo jăratec de cărbuni
pește pus deasupra și pâine. În Ioan 18:18, ia uitați-vă cuvântul Domnului. Robii și aprozii care erau acolo făcuseră un foc de cărbuni, căci era frig și se încălzeau. Petru stătea și el cu ei și se încălzea. Observați cât este de detaliat Mântuitorul Iisus Hristos în minunea aceasta? Repetă din nou scena cu cărbunii, cu focul, cu jeraticul. Petru este expus și la această scenă. Cu câteva zile înainte a stat lângă un foc de jar, lângă un foc de cărbuni. Și când a stat acolo lângă focul de cărbuni, Petru, care trebuia să fie Petru, s-a lepădat de Domnul. De ce? Pentru că sunt două focuri pe care le întâlnim în viață. Primul este focul străin. Este focul străin. Focul străin este tot ce te aprinde pentru fire. Este tot ce te aprinde să te depărtezi de Domnul. Focul străin este focul pe care îl face lumea. Este tot ce te îndepărtează de Dumnezeu. Și Dumnezeu urăște un foc străin. Fiii marelui preot Aron, nu? Au fost loviți pentru faptul că au pus pe altarul lui Dumnezeu foc străin. Ce înseamnă aceasta? Atunci când Dumnezeu, când s-a sfințit templul și când s-au sfințit lucrurile de la templu, inclusiv altarul, unde trebuia să fie jertfa necurmată, semnul că Dumnezeu primește jertfa a fost că Dumnezeu a făcut supranatural să se aprindă jertfa de la sine. Și focul acesta prin care s-a aprins jertfa, după legea lui Israel, trebuia continuat într-una, trebuia continuat, nu trebuia să se întrerupă. Preoții trebuia să aibă grijă să pună mereu ce trebuie pe focul acela în altarul acela, să nu se stingă focul inițial. Dar n-au fost grijulii, s-a stins și atunci ei au făcut un foc, au zis, mai găsim cărbuni, putem noi să-l aprindem. Și Domnul i-a nimicit pentru aceasta. Focul străin este focul care vrea să înlocuiască preocupările, care vor să înlocuiască preocuparea pentru Dumnezeu. Apostolul Petru a stat la un foc străin și în fața acestui foc străin, zelul pentru Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos, zelul pentru viața lui Iisus Hristos, zelul pentru frații lui pe care el trebuia să-i ridice, s-a dus. Și degeaba te încălzești numai la mâini dacă inima este rece. Degeaba te încălzești numai la față dacă inima ți este rece. Degeaba te încălzești la focul lumii numai în sensul fizic al cuvântului, dacă spiritual și emotiv nu te poți încălzi să te lipești de Domnul și Mântuitorul tău Iisus Hristos. Este extraordinar cum Domnul Iisus Hristos folosește aceste elemente să-l aducă pe Petru și să-l transforme, să-l facă înainte de a se înălța la cer, ceea ce i-a promis că-l face. Îl expune din nou. Este focul străin și apoi pe de altă parte este focul Domnului, nu? Pe lângă focul străin este focul Domnului, focul lui Iisus Hristos. Ce înseamnă aceasta? Este zelul acela pe care Domnul îl pune în inima noastră și zelul pe care Domnul vrea să-l pună în inima lui Petru. Focul Mântuitorului Iisus Hristos este râvna pe care o avem pentru Evanghelie. Este dragostea pe care o avem pentru lucrarea lui Dumnezeu, cum spunea Ieremia. Doamne, ori de câte ori Tu îmi dai un cuvânt profetic, cuvântul Tău profetic prin mine este un cuvânt care mi-aduce necazuri. Nu-mi face bine deloc. Nu-mi face bine deloc. Nici nu vreau să mai profețez, pentru că ori de câte ori spun la oamenii aceștia că trebuie să se pocăiască, deja au învățat. Mă bat, mă bat jocoresc, mă pun în groapă cu noroi, îmi dau pâinea întristării, numai la 3 zile și aduc aminte să mai dea câte un par de apă și să mănânc o coajă de pâine și aceea mucegăită. Doamne, nu mai am terminat-o. Și spune Ieremia, însă când vreau să tac din gură și să nu mai vorbesc în numele Tău, un foc lăuntric mă mistuie, aș vrea să-l sting și nu pot. Apostolul Petru trebuia aprins. Și de ce? Este expus din nou la cărbune, a văzut pe țărm cărbune. Și uitați-vă cum l-aprinde Domnul. Pentru că după înălțarea Mântuitorului Iisus Hristos la cer și apoi 10 zile mai târziu, când Duhul Domnului s-a coborât peste biserica inițială și au fost botezați de Domnul cu Duhul Sfânt, apostolul Petru, care s-a lepădat în fața unei slujitoare de Iisus Hristos, stă în fața, în Ierusalim, în fața fariseilor, cărturarilor, a preoților și a elitei religioase iudaice. Mii de oameni la Rusale, pentru că erau sute de mii se adunau la închinare. Și ce face apostolul Petru? Voi l-ați răstignit pe Iisus Hristos, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. De unde e focul acesta? Acolo trebuia să ajungă. Acolo trebuia să ajungă. Dar mi s-a părut atât de
Ingenioasă, ce nu este ingenios la Iisus? Atât de ingenioasă metoda Mântuitorului Iisus Hristos de a include toate elementele într-o singură întâmplare, într-o singură minune, pentru ca apostolul Petru să învețe, să vadă și să crească și să se reaprindă pentru Domnul Iisus Hristos. Apoi, în al patrulea rând, este amintirea propriei lașități. Ia uitați cum îl pune Mântuitorul Iisus Hristos. Ioan 21:17 și cu Matei 26:75. A treia oară i-a zis Iisus: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Pentru că textul este mai jos, nu? Petru s-a întristat că îi zisese a treia oară: mă iubești? Și i-a zis: Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Iisus i-a zis: paște oile mele. În Matei 26:75 cuvântul spune: și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Iisus: înainte ca să cânte cocoșul te vei lepăda de mine de 3 ori. Și a ieșit afară și a plâns cu amar. De 3 ori l-a întrebat Iisus: mă iubești, Petru? Pentru că trebuia să-i aducă de o experiență de 3 ori în care a dat dovadă de proprie lașitate în fața unei slujnice, în fața oamenilor care erau acolo la foc. S-a lepădat de Domnul de 3 ori. Este extraordinară, frașesorilor, doamnelor și domnilor, puterea conștiinței. Când Domnul Iisus Hristos prin memorie activează conștiința, și așa a făcut și în cazul lui Petru, l-a expus în fața acestor elemente ca să activeze conștiința, i-a stârnit memoria să-și aducă aminte. Petru a fost dărâmat în interiorul lui: Doamne, ce să mai zic de aici încolo? Nu mai vreau să mai vorbesc de la mine. De aici încolo, dacă vrei să vorbesc, dă-mi ceva să vorbesc. Nu o să mă mai ia gura pe dinainte și nu o să mai vorbesc de la mine. Nu o să mai am foc străin, nu o să mai am zel lumesc. Tot ce voi face, voi face calculat, cu frică de tine și cu dragoste pentru tine. Dar felul în care Mântuitorul Iisus Hristos lucrează la memoria lui Petru și la conștiința lui este uimitor. Și aș vrea să-ți arăt câteva lucruri, pentru că ascultând de această dimineață cuvântul lui Dumnezeu, sunt sigur că Dumnezeu lucrează și la conștiința ta. Pentru că Domnul vrea să-ți, prin memorie, să-ți aducă aminte ca lui Petru, expunându-te în fața unor elemente, a unor fapte, a unor evenimente prin care ai trecut. Dumnezeu vrea să-ți trezească Duhul, să te întoarcă, să te facă o piatră vie în biserica lui Dumnezeu. Și uitați-vă cum lucrează memoria. Poate sunt oameni care spune: a, uitat, nu-și mai aduce nimeni aminte de ce am făcut. Poate că nu-și aduce nimeni aminte de ce ai făcut, însă în această dimineață îți spun eu, ți-aduci tu aminte. Ia uitați cum lucrează memoria. Are 4 etape memoria. Prima dată, când Dumnezeu lucrează și o activează memoria și se activează în felul acesta conștiința, este memoria faptei. Vă rog să puneți pe ecran Geneza 42:21. Este memoria faptei. Frații lui Iosif se întâlnesc acum cu Iosif în Egipt. Și întâlnirea aceasta, frașesorilor, doamnelor și domnilor, are loc, dacă calculați bine evenimentele, după 22 de ani. Cine și-a mai adus aminte după 22 de ani de Iosif? Au trecut 22 de ani. Ei acum stau față în față. Și Iosif îi pune la încercare, sigur, împins de Duhul Domnului. Și ia uitați cum lucrează memoria lor și le activează conștiința. Prima fază este memoria faptei. Geneza 42:21a. Ei au zis: da, am fost vinovați față de fratele nostru. Cine le-a spus? Nimeni. Dar este prima fază a memoriei. Este memoria faptei. Dom'le, am făcut ceva. De-aia se întâmplă cu noi ce se întâmplă. Apoi este faza a doua. Este memoria detaliului faptei. Același verset, 42:21 din Geneza. Puneți din nou, uitați-vă. Deci este memoria detaliului faptei și dacă vă uitați acolo, uitați ce spune mai departe. Căci am văzut neliniștea sufletului lui. Ce-au văzut? Neliniștea, sperietura de pe fața lui Iosif. După 22 de ani au detaliul acesta în minte, în conștiință? Așa că ți-aduce aminte de detaliul în care se vărși fapta aceea de țărușine de ea? Chiar dacă a fost cu 15 ani în urmă. Chiar dacă a fost cu 30 de ani în urmă. Și fața lui Iosif le-a rămas în conștiință.
Apoi este al treilea aspect. Este memoria momentului sau timpului săvârșirii faptei. Memoria momentului, partea a treia versetului 21. Puneți acolo partea a treia. Uitați! Când ne ruga, și-au adus aminte și de timpul, de moment. Când s-a întâmplat asta? Când ne ruga, nu-mi faceți răul acesta. Când ne ruga. Și apoi este al patrulea detaliu, ultimul. Acceptarea pedepsei divine, a dreptății divine. Partea finală a versetului 21 din Geneza 42. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Își mai fac vreo problemă? Nu. Își mai fac vreo problemă? Nu. Iisus Hristos lucrează de o manieră extraordinară și îl expune pe Petru în fața acelor detalii prin care să-i lucreze conștiința. Să-i lucreze memoria. Pentru că este efectul acela de binecuvântare când memoria ți este activată, când conștiința ți este lucrată. Și mă adresez din nou tuturor și celor ce sunteți cu mine în casa Domnului și dumneavoastră celor de la internet. Știți bine ce ați făcut, știți bine prin ce ați trecut. Memoria nu moare, conștiința nu moare. Dacă frații lui Iosif după 22 de ani și-au adus aminte și de momentul când s-a întâmplat, și de figura lui Iosif, și de timpul când s-a întâmplat lucrul acesta, și cuvintele care le-a spus, Dumnezeu activează, memoria activează conștiința ca tu și cu mine să ne pocăim, ca tu și cu mine să devenim pietre vii în casa lui Dumnezeu. Petru trebuia schimbat, Petru trebuia transformat. Și acum are loc această schimbare, acum are loc această transformare a lui Petru. El și-a amintit de lașitatea lui, și-a amintit de mărimea lașității când de trei ori a întrebat Domnul, mă iubești, și-a amintit de nevoia de pocăință, și Petru și-a amintit și a învățat că de aici încolo, când va sta de vorbă cu cineva care trece prin necaz, care trece prin probleme de conștiință ca și el, trebuie să lucreze de așa manieră să-l ridice. Și apoi în al cincilea rând este al cincilea detaliu în această minune, care vorbește despre învierea din morți a Mântuitorului Iisus Hristos și despre lucrarea Lui, pentru că numai cine este viu poate să facă ce a făcut Iisus Hristos și în această pildă. Și cel de-a cincea este amintirea despre compasiunea divină. Amintirea despre compasiunea divină. Avem Ioan 21 cu 13 și Ioan 6 cu 9 la 11. Ioan 21 cu 13. Iisus s-a apropiat, a luat pâinea și le-a dat. Tot așa a făcut și cu peștele. Ce le-a adus aminte? Ia uitați-vă în Ioan 6, 9 la 11. Este aici un băiețel care are 5 pâini și 2 pești. Dar ce sunt aceștia la atâția? Iisus a zis, spuneți oamenilor să-și adă jos. Iisus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu. Le-a împărțit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos. De asemenea, le-a dat și din pește cât au voit. Ce i-a vorbit lui Petru? Ce i-a spus lui Petru lucrul acesta? Doamne, dacă m-ai pus și în fața acestui fapt, să văd mâinile tale frângând pâine, să văd mâinile tale frângând peștele, aceasta mi-aduce aminte despre compasiunea ta, mila cu care te uiți la noi. Pentru că dacă vă uitați la textul cu înmulțirea pâinilor, expresia pe care evangheliștii o folosesc acolo, când a văzut Iisus Hristos mulțimea aceasta, i-a fost milă de ea, pentru că unde să-i trimită seara flămânzi după trei zile de evangelizare în pustie? Unde să-i trimită? I-a fost milă de ei și a vrut să aibă grijă de ei. Aceasta este grija divină, compasiunea divină. În această compasiune divină, Iisus Hristos demonstrează că El se uită la tine, la nevoia ta particulară. El are, se uită la grija pe care trebuie să ți-o dea. Dacă ai nevoie de pâine și de pește, Dumnezeu îți dă pâine și pește. Se uită la ridicarea sufletului tău. Nu vrea să te lase abătut, nu vrea să te lase amărât. Se uită la înviorarea Duhului tău. Nu vrea să te lase în întristarea în care ești, pentru că Domnul Iisus Hristos cel viu are în vedere mântuirea ta și mântuirea mea. Și atunci te pune și mă pune și mă expune la circumstanțe din viață, ca și pe Petru în această minune,
pe care văzându-le și redepănându-le înaintea ochilor noștri, să nu mai fim oameni aceia care în toate lucrurile suntem neprihăniți. Dacă nu știe nimeni nimic de noi, nimeni nu se poate lega de noi, nu? Dacă nu știe nimeni nimic de faptele noastre, putem să facem gălăgie și să strângem de gât pe semenul nostru. Nu. Iisus Hristos spune, cuvântul pe care ți-l aduc este un cuvânt care să vorbească conștiinței tale. Amintirea pe care ți-am stârnit-o este de natură să te pocăiască. Să nu mai fii atât de brav, să nu te mai ia gura pe dinainte, să nu te mai ia zelul pe dinainte, când zelul acela este ca un foc străin. Și încă o dată, faptul că Iisus Hristos face lucrul acesta, nu-l face ca să te umilească sau să mă umilească. Procedura lui este o procedură care să aducă pocăință. Este să aducă apropiere de Dumnezeu. De aceea, dacă de această dimineață memoria ta a fost activată, aducându-ți aminte ca și Petru, de scene din viața ta pe care le-ai săvârșit, prin care ai trecut, unde ai eșuat, ai dat dovadă de păcat, de lașitate, de foc străin, Mântuitorul Iisus Hristos a făcut-o cu scop să-ți spună, dacă ți-am păstrat viața, este pentru că te iubesc. Dacă ți-am vorbit în maniera în care ți-am vorbit astăzi ca lui Petru, este pentru că vreau într-adevăr să te schimb, să te transform. Dacă ai stat în fața Evangheliei mele și această Evanghelie ți-a adus aminte de cine sunt eu și cum cunosc toate lucrurile și conștiința ta cunoaște, tu știi și detaliile pe care le-ai făcut, momentul, știi toate aspectele trăirii tale. Dar aceste lucruri, pune-le în grija lui Dumnezeu. Printr-o rugăciune de mărturisire, cheamă sângele sfânt al Domnului Iisus Hristos să te curățească și să mă curățească. Și mila Domnului peste noi este o milă iertătoare, o milă care ridică și Dumnezeu de acolo încolo ne va arăta că ne poartă de grijă de trup, de suflet, de duh, de viață, de fiecare zi. Mărit să fie numele Lui. Amin.